Vai de mine. Deci camera asta este mai mare decât orașul Sebiș din județul Arad. Nu se putea un hotel de 5 stele să nu aibă parcat în față un Ferrari, pentru că este totuși un hotel de lux. La un hotel de 5 stele și mâncare este de 5 stele acum vă arăt. Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi mergem să vedem un hotel de 5 stele pe care îl are George Țucudean. Astăzi îl inaugurează și vrem să vedem cum arată camerele, pentru că am înțeles că este ceva absolut deosebit. Să mergem să vedem cum arată hotelul fotbalistului George Țucudean. Înainte să vedem hotelul extraordinar de 5 stele pe care îl are George, nu uita să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Pe noi ne ajută asta foarte mult. Și mai nou, pentru cei care doriți să susțină acest canal, avem și butonul de alătură-te, unde puteți să vă alăturați ca membrii. Suntem chiar în centrul Aradului, în apropiere de Teatrul de Stat și chiar aici, la doi pași, este și hotelul despre care vorbeam. Familia Țucudean deschide astăzi acest hotel. Este pe o străduță foarte îngustă și vedem cum intrăm acolo. Am lăsat mașina parcată aici undeva pe bulevard și în 2 minute ajungem la hotel. Hai să mergem! Am și intrat aici pe stradă. E destul de îngustă strada, dar din câte am înțeles, asta nu e o problemă, pentru că hotelul are parcare subterană și oferă condiții de 5 stele. Cam așa arată hotelul pe care îl deține George Țucudean la Arad și hai să îl vedem și de mai aproape, pentru că el se întinde pe două străzi și arată cam așa. Și bineînțeles că nu se putea un hotel de 5 stele să nu aibă parcat în față un Ferrari, pentru că este totuși un hotel de lux. Și bineînțeles că ăsta este Ferrari pe care îl deține George. Haideți să vedem cum arată și pe interior hotelul. Și hai să intrăm să vedem cum arată hotelul de 5 stele. Și uite, deja suntem întâmpinați de la recepție și mergem puțin în partea stângă. Sper ca muzica asta să nu ne blocheze YouTube-ul. Și uite ce frumos este acest peisaj incredibil încă de aici de la intrare. Ce bine arată. Extraordinar. Zici că ești într-o altă lume aici. Și știți cum este la un hotel de 5 stele și mâncare este de 5 stele. Acum vă arăt câteva lucruri care sunt aici la inaugurare. Haideți, poate le vedem înainte. Cam asta este mâncarea astăzi la inaugurare. Doar chestiuni extraordinare. Hai să le vedem. Incredibil. Incredibil. Și bineînțeles că aici sunt dulciurile. Și până când vine George, vreau să vă arăt niște camere absolut senzaționale. Și intrăm acum la prima cameră. Aici fiecare cameră are numele unei localități din județul Arad. Și intrăm în ea, toate sunt la un lux extraordinar. Aici avem o cadă imediat în partea dreaptă și bineînțeles că printr-un geam de sticlă ea este separată de pat. Este incredibil luxul pe care îl avem aici în acest hotel. Și mergem într-un apartament de data asta să vedem cum arată un apartament de lux într-un hotel de 5 stele care astăzi se inaugurează. Intrăm aici imediat. Apartamentul se numește Cuvin. Intrăm în camera 401. Și pregătiți-vă de spectacol. E o imagine extraordinară. Extraordinară.
cam asta este camera unui hotel de 5 stele pe care îl deține în Arad George Țucudean. Și dacă credeți că asta a fost tot, să știți că nu este așa deloc. Ieșim acum pe terasă să vedem cum arată. Hai să deschidem ușa. Ușa de la terasă, uitați-vă cât e de groasă. E incredibil. Deci aici poate să fie cât vrea de frică, nu se întâmplă nimic. Am întors imaginea și ieșim pe terasa acestui apartament care este imens, acest balcon. Iar imaginea pe care o vedem ne lasă fără cuvinte. Și acum să vedem și ce mai are un apartament într-un hotel de 5 stele. Încă nu știu exact cât costă o cameră, dar sigur voi întreba treaba asta. După ce ieșim din cameră, hai să vedem. Avem aici un dressing incredibil. Deci asta este cât o cameră de hotel. Dressingul ăsta este fix cât o cameră de hotel într-un hotel mai mic. Și de aici intrăm în baie. Hai să vedem cum arată baia apartamentului. Wow! Wow! Atât pot să spun. Asta este cada, aici este chiuveta și bineînțeles că aici este toaleta și la toaletă mai avem și un duș. Intrăm acum într-o nouă cameră. Camera se numește Mănăștur și să vedem cum arată. Are un hol imens, absolut imens, iar camera este și ea imensă. Și de aici, hai să mergem să vedem ce view ne oferă această cameră, care bineînțeles are și o măsuță cu două fotolii foarte elegante. Și cam asta vedem. De aici, bineînțeles că este curtea interioară, acolo în momentul de față este o formație care cântă, hai să o ascultăm puțin. Mergem în continuare pe holul hotelului de 5 stele și hai să mai vedem un apartament. Pentru că totul este la superlativ. Avem camera Radna și hai să intrăm la Sebiș. Sebiș este un oraș din județul Arad. Și intrăm în Sebiș. Vai de mine. Deci camera asta este mai mare decât orașul Sebiș din județul Arad. Incredibil ce lux! Și din pat, direct la televizor. Iar aici avem o măsuță cu două scaune. Și hai să vedem unde e baia, pentru că m-am rătăcit în apartament. Aici avem un dressing. Iar în partea asta, la altă, unde avem o canapea foarte generoasă, avem un birou și un televizor. Foarte mare, iar mai apoi mergem și ajungem în baie. Hai să vedem cum arată baia de la Sebiș. Avem o cadă foarte frumoasă, iar aici cu un view absolut deosebit.
Ce am văzut aici mă lasă pur și simplu fără cuvinte, iar ceea ce urmează acum este ceva care pur și simplu îți taie respirația. Nu cred că îți poți imagina că așa ceva poate să fie în România. Și despre asta vorbesc. Din sufrageria acestui apartament poți să ieși pe o terasă foarte mare, iar view-ul este incredibil. Când stau și mă uit aici la terasa asta, e practic mai mare decât au unii curtea acasă. Pur și simplu, nu am cuvinte. Nu am cuvinte să exprim ce am văzut aici. Luxul și opulența sunt la ele acasă în acest hotel. Iar de aici se vede celebra stradă Mețianu. Acolo este strada pietonală din Arad. Și de aici avem un view incredibil. Și acum să mergem să-l întâlnim și pe George, să ne spună de ce a investit el aici, într-un hotel atât de mult, pentru că aici a fost o clădire care practic a modernizat-o la un nivel absolut incredibil pentru România. Eu, sincer vă spun, în România rar mi-a fost dat să văd așa ceva. Salutare, George! Bună. Am fost și am văzut hotelul ăsta, arată absolut demențial și ați văzut cum arată hotelul. Deja s-a înserat pentru că aici au fost foarte mulți invitați. George, ce vrei tu să arăți de fapt prin hotelul ăsta? Că am văzut atâta lux și atâtea lucruri foarte faine aici, de nu vine să cred. Cum să vă spun, îmi doresc să aducem un nou concept în Arad, pentru că Aradul n-a avut parte de așa ceva. Să îmbinăm trecutul Aradului cu tehnologia din zilele noastre, pentru că hotelul este foarte tehnologizat din toate punctele de vedere. Adică vorbim de la controlul camerei, care este cu o tabletă, la climatizare. Am optat pentru designul acesta pentru că toată lumea este obișnuită să meargă în hoteluri, să zic, elegante, mai clasice, mai așa. Noi am avut să fim, să zic, mai atipici, să folosesc un cuvânt. Și ați și fost atipici, da, deja. Deasupra se vede metalul, deci avem foarte mult metal în hotel. Tematica este industrială și arată foarte puțin bine cu lemn, pentru că lemnul aduce puțină căldură. Ne plimbăm acum puțin prin hotel și explică-mi de unde v-a venit ideea. Fiecare cameră are numele unei localități din județul Arad. Uite, de exemplu, aici suntem în Cicir. De unde v-a venit ideea? Păi, când am făcut hotelul, am dorit să păstrăm o parte din istoria Aradului și să dăm fiecare camere câte un nume de comună, sat sau oraș din județul Arad. Urmează să ne vină și plăcuțele cu un cod QR în care vor fi detalii despre fiecare localitate. Și cam asta este luxul de care ne bucurăm aici la hotel. Cam asta a fost de aici, de la hotelul Aniroc, hotel de 5 stele, cel pe care l-a deschis George Țucudean acum în Arad. Este cel mai modern hotel în acest moment din România. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, cei care nu ați apăsat încă. Și vă mulțumesc tuturor pentru că urmăriți și susțineți acest canal. Din această săptămână puteți să apăsați și butonul de alătură-te, unde puteți să susțineți toate aceste videouri. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și rămâneți sănătoși!